A, așa, prieteni, ținem la standul continental. Iată câteva modele. Anvelopă, parteneriat Sport Contact 6 cu Adidas. Interesantă colaborarea. Mergem către anvelopele de turism și o să ne oprim. Avem aici anvelopele cargo, modelul Vanco Camper, anvelopă care se pune pe camp, Vanco Four Season, anvelopa All Season de la Continental, Vanco Eco. Aici sunt modelele de la Uniroyal. Uniroyal, după cum știți, e deținut tot de Continental. Haideți să vedem modelul All Season. Este un model copiat după cei de la Michelin, după părerea mea. All Season Contact. Anvelopa de iarnă. Semperit. Alt brand deținut de cei de la Continental. Barum. Altul. Anvelopa All Season de la Barum și anvelopa de iarnă de la Barum. Un G-Class B-Turbo 295, 35, 23. Foarte, foarte tare. 295, 35, 23. Asta poți să-i faci. Așa. A noua anvelopă ContiSense. ContiSense, asta ce era pe Facebook. Hai să luăm și noi mai multe. Noua anvelopă ContiSense și Conti Adapt. Astea sunt anvelopele de noile tehnologii de la Pirelli. Asta e o anvelopă care se adaptează, se umflă și se desumflă, după cum vedem, în funcție de ceea ce dorim. Pe iarnă, dacă suntem în condiții de iarnă, anvelopa se desumflă pentru a avea o tracțiune mai bună pe zăpadă. Dacă suntem în condiții de apă, anvelopa se umflă singură pentru a avea o aderență cât mai bună. Dacă vrem să facem economie de combustibil, în morsul economic, anvelopa are o, se desumflă și are iară ca o formație normală. Iar pentru mers ecologic, anvelopa schimbă total forma și devine foarte, foarte îngustă. Deci e interesant asta. Foarte, foarte îngustă. Foarte interesant conceptul.